Deloc ușor să realizezi un portret, fie că este vorba despre pictorul care trebuie să surprindă prin liniile definitorii ale unui chip complexitatea personajului, fie că este vorba despre reporterul care încearcă să concentreze în câteva minute esența unei vieți. Maestrul Grigore Popescu se numără printre personajele rare pe care le treci inevitabil la întâlniri memorabile. Iar un portret al său nu poate începe decât într-o biserică, la perete, pe schelă, locul unde cel mai adesea îl găsești. Da, prima etapă este cea să te organizezi. În momentul când te apuci de lucru, începi să se scurgă acele ore. Este pe scurt cel mai important pictor al artei iconografice românești, dar și al ortodoxiei europene de astăzi. A pictat peste 50 de biserici din România, dar și din străinătate, și a restaurat nenumărate monumente de patrimoniu, redându-le zestrei naționale. Este un iconar desăvârșit și un creator de școală. De curând, ni s-a dezvăluit tuturor și ca un original pictor de șevalet, dar rămâne același neîntrecut stăpânitor al picturii în frescă. Domnule Grigore Popescu, v-am găsit la lucru aici, la perete, cum se spune în limbajul dumneavoastră. V-am întrerupt un pic din lucru. Fresca este o tehnică dificilă, o tehnică tradițională, care cere multă precizie, rapiditate, stăpânirea foarte bună a acestei tehnici. Este dificil de lucrat în astfel de condiții? Aș fi pus punctul pe ei, văd că știți tehnica freșii. Nu știu ce aș mai putea eu să spun. E într-adevăr o tehnică dificilă, pentru că tot timpul înveți de la ea. Ea te învață să fii atent, ea să te face să fii energic, să iei hotărâri de la un punct la celălalt opus și să fii prezent, să fii în fața ei. Nu poți să o lași și ea te menține totdeauna într-o stare alertă și probabil că asta este lucrul cel mai frumos. Dar și mai frumos și mai frumos e că are un parfum deosebit, nu miroase a uleiuri, a substanței chimice, este var natural care se pune pe perete și se pictează cu culori de apă. Vă dați seama că în condițiile acestea orice copil se joacă cu culorile ca pe o hârtie și poate să facă un lucru și noi cam același lucru facem, ne jucăm. Pictura bisericească și pictura de șevală sunt două zone care, cel puțin la prima vedere, ar părea două zone distincte. Cum comunică pentru dumneavoastră cele două zone? Cât de mult vă influențează
pictura atunci când sunteți la perete, pictura de șevalet și invers. În pictura religioasă există responsabilitatea că tu ești mai puțin omul care realizezi un ansamblu. Acolo ești sub binecuvântarea celui de sus, a imaginea Mântuitorului sau a personajelor sfinte și ai acea distanță, acel respect că tu atingi imaginea și construiești o imagine acestora, dar în spate și în părțile laterale există personajele negative și le pui în dialog. Pot să spun de asta când, de exemplu, e judecarea lui Pilat. Acolo avem o serie întreagă de mișcări, de portrete, de geometrii, dialoguri cromatice, elemente care le strecori și dai tensiune evenimentului în figura liniștită a Mântuitorului și particip la acea acțiune. Atunci te substitui într-un lor sau în altul și construiești. Acolo trebuie să fii mai reținut. Dar nu lipsește nici acolo imaginația, nu lipsește gândirea, ții totdeauna cont de alte reprezentări care sunt canonice, cu mare forță, pe când la pictura de șevalet este un cumul de energie care la un moment dat îți dă dreptul să te desfășori și să mergi în direcția în care tu voiești, indiferent ce vor mai spune ceilalți din jurul tău. Care dintre cele două zone credeți că spune mai mult despre una dumneavoastră? Una completează pe celelalte. Nu? Se completează. Una vine și se adaugă, dar fiecare acolo unde trebuie. Ca și lucrări dintr-o expoziție, ele nu sunt numai variante, ci sunt cu tematică extrem de diferită și aici arată stări diferite. Acolo sunt ansambluri. E mai ușor de făcut, poate așa să zicem, un cadru limitat, pe când la biserici faci un tablou de dimensiuni mari de 2000 de 5000 de metri, cum sunt marile catedrale, sau câteodată o compoziție într-o boltă unde are o serie întreagă de deformări de arhitectură și totuși personajele trebuie să formeze o compoziție care să fie, să fie centrată pe subiect și pe personajul cel mai important. Aceasta e o mistrie care nu mai are ax, unii râd de ea, deci s-a tocit. A plecat așa, s-a modificat lucrul ăsta. De folosită ăsta. Ce da, este? Da, de folosită. Și să fac o carbonatare. Talentul artistului se împletește cu seriozitatea profundă a omului conștient de menirea sa. Puterea de muncă și stăpânirea deplină a mijloacelor de expresie sunt dublate de inovație și de căutări artistice nesfârșite, iar conștiința valorii se așează peste o modestie caracteristică doar celor ce nu așteaptă recunoașteri de fațadă. Pictura religioasă este extrem de profundă. Și nu poți să zici că acolo trebuie să fii un om să respecti niște canoane. Acolo gândești canonul ca și textul religios atât de bine încât tu, prin realizarea care o faci acolo, să se comporte perfect din toate punctele. Și asta în măsura în care reușești să susții. Îți trebuie foarte multă documentație, foarte multe informații din alte surse care nu mai stau în cadrul strict al unor texte. E vorba de reprezentări care s-au făcut în timp. A le copia și le introduce pe niște spații care ele nu sunt tocmai adecvate ca în alte edificii, asta face la un moment dat ca tu să faci o sinteză a reprezentării și să o pui acum în fața lumii, când însăși lumea e schimbată de acum 300 sau 700 sau 1000 și ceva de ani.
Deci pictura aia nu stă pe loc, biserica e vie și e vie și prin imaginea religioasă. Am remarcat faptul că aveți o iconografie extrem de bogată. Cred că sunteți printre puținii pictori de biserici de astăzi care fac așa ceva. Adevărata pictură se așează printr-o tematică iconografică, printr-un program iconografic, iar ornamentația este numai în locul strict unde nu mai poți să pictezi ceva. Dar la un moment dat poți să construiești pe suprafețe personaje și compoziții, să nu trebuia să se introduci decât în momentul în care vrei să subliniezi ceva cu ornamentație. Deci abundența duce la o saturație și o diluare a esteticului. Pentru Grigore Popescu, împlinirea operei personale, aflată dincolo de orice dubiu, a stat alături de eforturile susținute pentru impunerea unor standarde de performanță artistică și pentru conturarea unei școli românești veritabile în domeniul picturii de biserici. Nu e așa că vă țineți respirația? Școala noastră de astăzi este destul de la început. Se lucrează foarte mult. Spunea cineva, zice, se lucrează, dar o să se și strice repede și o să cadă. Și atunci vor rămâne numai lucrările care au fost bine executate. Momentul în care nu există totul coagulat. Există direcții și unele lucrări sunt la minimul care pot exista în biserici. Nu vreau să intru în amănunte. S-a încercat totdeauna ca Patriarhia Română, care controlează pictura religioasă, este hotărâtă ca această artă să fie dusă la un nivel în care ea să construiască această dragoste pentru Dumnezeu. Omul când pătrunde într-un astfel de edificiu, să poată să-și spună rugăciunea, să poată să se apropie de Dumnezeu prin imagine sfinților din biserică pictați. Abia când lucrurile astea vor putea fi, cum a fost în perioada lui Petru Rare și astea, ca lucrările să capete o altă dimensiune decât de jugrăveală, abia atunci lucrurile putem socoti că biserica își acoperă și acest rol în partea artistică și canonică. Pictorul trebuie să știe să selecteze și chiar să corecteze imaginea încât să se vadă ascetismul. Trăirea asta duhovnicească, nu ai pe asta, ce facem, de ce pictăm? Toți. Eu mi-aduc aminte când era o serie întreagă, aia zice, dom'le, dar nu pot și eu să fac o pictură. Sau îmi spune cineva odată, zice, dom'le, nu vreau decât să pictez o biserică. Abia după a cincea biserică poți să zici că ai vânt bun ca să traversezi marea. Deci la prima nici n-ai ce învăța. Că abia când ai făcut-o pe a doua, pe a treia și te uiți înapoi, ți-e rușine cum ai făcut-o. Eu astăzi am lucrări și realizate recent și am sentimentul ăsta de jenă. Iar tu care vrei să faci măcar o biserică, ce gândești tu în momentul acesta când îți pui problema așa? Dar de ce credeți că, eu știu, în ciuda eforturilor depuse de Comisia de Pictură, cei mai mulți dintre pictorii de biserici de astăzi se lasă influențați mai degrabă de stilul acesta neogrecesc, panselinos, ca să spunem lucrurilor pe nume, și nu se îndreaptă spre filonul românesc? Pentru că grecii au știut să facă un lucru. Au scos niște albume foarte frumoase. E foarte ușor unui ucenic să-i dai modelul și zici, mie așa îmi face. El fiind începător, să străduie enorm de mult să copieze. Devine un
copist, dar acest copist este un om care lucrează mecanic. El nu are sentimentul, el nu are trăirea. Asta este să copiezi la atelier, să te apropii de aceste forme de reprezentare, așa zise, bizantine, și după aceea, prin exerciții, prin astea, să știi să îți dezvolți gustul și manierele, așa cum avem noi picturile noastre. Ori asta este frumusețea când realizezi un lucru, să începi să cântărești, să începi să găsești nuanțele, să începi să găsești formele, să vezi arhitectura unde să înscrii elementul acela care trebuie introdus acolo într-o calotă și ce alături în față și ce pui mai departe să continui. Ori ai imaginea și o pui pe perete acolo, pe unde vii schematic făcut. Și atunci totul devine un lucru destul de superficial. Deci să ai nopțile, să nu le dormi să te gândești la asta, trebuie să ai duminicile, să stai, stau la slujbă, mă duc, stau toată ziua în biserică până noaptea, la 12, și îmi fuge gândul la pictură. Mă gândesc acolo cum voi face. Și tot timpul frământare, n-am timp să râd. Asta e o greșeală. De ce? Pentru că tot timpul sunt pe drumul ăsta de a găsi imaginea. Susținător al patrimoniului de pictură bisericească pe care îl deținem și care este neprețuit încă la adevărata valoare, maestrul are deopotrivă puterea și generozitatea de a descoperi talentul la artiștii de astăzi și de a-i ajuta să se impună. Noi avem picturi restaurate foarte bine de specialiști restauratori, începând cu lucrări de la Voronez, Probota, Curtea de Argeș, acum la Tismana și foarte multe biserici, la Mamu, unde a lucrat Pârvu Mutu, dar aceste imagini nu intră în circuit. Orezu a intrat și este luat în evidență și socotit ca bun de patrimoniu universal. A fost acceptat în face parte de monumentele care sunt pe lista UNESCO. Or să fie, or să se realizeze și lucrurile astea ca să fie scos și dezvelit mai mult la suprafață. Acolo au fost lucrări foarte mari, deosebit de costisitoare. S-au dus la bun sfârșit, asta e un lucru foarte mare. Însăși biserica mare mai are încă vreo 4 pui, bisericuțe mai mici, iarăși foarte frumoase. Cu o pictură care nu copiază biserica mare. Fiecare s-a dus pe direcția, fiecare zugrav s-a dus pe direcția sa. Nu știu cum se făcea atunci, dar toate erau de o frumusețe extraordinară, că le vedem noi acum. Și nu patina le-a nobilat, ci momentul execuției a fost hărăzit în așa fel ca să fie perle. Cineva spunea și pe bună dreptate că miile de metri pătrați de pictură murală nu i-au lăsat prea mult timp lui Grigore Popescu pentru pictura de șevalet. Chiar dacă nu este foarte bogată, opera de șevalet este rodul unor neliniști și căutări specifice spiritelor artistice veritabile. Pregătirea mea din tâi a fost ca să fiu pictor de șevalet.
descoperirea picturii religioase s-a produs pe parcurs, care m-a captat atât de puternic, încât mi-a redus timpul și am socotit că e bine să nu te duci în multe direcții. Pictura de șevalet care este aici prezentă este o preluare a unor idei pe care le-am avut în institut și după terminarea Institutului de Arte, dar ele sunt la o distanță un pic mai mare și, practic, ele urmăresc aceeași idee. Lumină, vibrație, o tematică consistentă dusă până la dramatism. Am pierdut exuberanța pentru că nu m-a interesat și am dorit cu această expoziție să trăiesc și o altă stare. Artistul umblă în toate zonele, puțin spus așa că ești legat de arta românească. Arta românească e o artă europeană. Peisajul nu este un peisaj de agrement, e un peisaj de frământare. Aici se pot vedea o serie întreagă de elemente care intră în dialog și la un moment dat ele însă devin ca niște portrete. Orice subiect îl ating are o direcție, un drum care arată complicațiile vieții. Viața nu e ușoară. Și totdeauna am găsit-o asta chiar prin lucrurile cele mai simple sau câteodată printr-o temă care mi-am ales-o și am frământat-o foarte mult. O să zic de la un timp redus până la ani de zile. Din punctul meu de vedere, chiar a fost o surpriză și nu cred că numai din punctul meu de vedere. Mulți dintre cei care cunosc performanțele artistice în zona picturii bisericești a domnului Grigore Popescu Muscel, cred că au rămas la fel de surprinși, trebuie să menționez repede, plăcut surprinși, de această, cred că, primă expoziție personală a domniei sale, care, cu siguranță, mie cel puțin, îmi dezvăluie o altă față a creatorului, o față nemediatizată și ascunsă de canonul bisericii ortodoxe, în consecință un chip adevărat care pe mine m-a încântat în mod special, trebuie să recunosc că încă sunt sub impresia ceea ce am văzut, în sensul în care nu mă așteptam ca o figură notorie în pictura bisericească, românească, europeană, chiar să aibă atâta neliniște, atâta frământare interioară pe care să poată să aibă forța să o transpună pe pânză, cum este această expoziție. Fiind vorba de o expoziție retrospectivă, îmi dau seama că chipul adevărat al lui Grigore Popescu este, cred că, acela, nu știu, al unui dionisiac din stirpea expresioniștilor, a neliniștiților, în orice caz, care reușesc să aibă un impact vizual maxim, care reușesc să îți transmită, pe de o parte datorită forței sincerității cu care o fac, pe de altă parte a unei exemplare stăpâniri a meseriei de pictor de asta dată, nu de pictor freschist, ceea ce simt. Amprenta lor adâncă. Originar din Oltenia, tatăl fiind un reputat elinist, iar mama matematiciană, stabilit apoi la Câmpul Lung Muscel, Grigore Popescu a fost în ultimii 2 ani o prezență activă pe scena artei plastice craiovene. Interesat de tot ceea ce înseamnă artă, de la expresia ei bizantină la cele mai noi experimente ale vizualului contemporan, Grigore Popescu a participat cu lucrări la saloanele municipale și la alte expoziții de grup, fiind un câștig important pentru mediul artistic craiovean.
cred că este un câștig pentru arta plastică din toată România. Prezența lui la orice salon național, cu atât mai mult în Craiova. Sigur că acum sângele apă nu se face și originile lui oltenești bănuiesc că spun cuvântul. Și în sensul ăsta n-am decât să mă bucur că, pe de o parte, Craiova își recuperează un artist important, o figură marcantă a epocii contemporane. Pe de altă parte, expoziția de la Mogoșoaia este o recuperare la nivel național și, în egală măsură, o descoperire a unui artist al cărui chip ascuns abia acum îl vedem și care, din punctul meu de vedere firesc, subiectiv, este la fel de important ca și cel al pictorului frescist.